Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut, sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, este vremea acum să redeschidem Biblia pentru pilda cu numărul 23, respectiv pilda bogatului nemilostiv. Luca, capitolul 16, versetele de la 19 la 31. Vă invit, de dragul Domnului și din respect pentru carte, să stăm în picioare și să citim împreună. Luca, capitolul 16. Luca, capitolul 16, versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zecea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să răcorească limba căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, căci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a zis, dacă nu asculte pe Moise și pe proroși, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, ocupați-vă locurile. Lăudați să fie Domnul. Suntem în prezența Domnului, inima ne este mângâiată, în credința noastră este întărită, este consolidată Fiindcă Dumnezeu ne atinge cu îndurările sale pe care le-a înnoit de dimineață față de noi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ne-am mai rămas timp suficient pentru ca să ne oprim asupra unui alt pasaj din scripturi, cu un alt scop de data aceasta. Pilda, numărul 23, este inspirată din mesajul acesta, din textul acesta pe care l-am citit și. În introducere aș vrea să vă spun că, după cum este ușor de observat, capitolul 16 din Evanghelia după Luca are două pilde. Pilda ispravnicului necredincios, care oglindește care va fi soarta oamenilor datorită vieții și lucrării pe care sau în care ei nu au folosit darurile ce le-au avut puse la dispoziție de Dumnezeu, respectiv averea, timpul, disponibilitățile, abilitățile, capacitățile lor, ei ar fi putut câștiga comori veșnice folosindu-le pe cele trecătoare, așa cum spune Domnul în pildă, însă n-au făcut-o. A doua pildă, pilda bogatului nemilostiv, prezintă omul lipsit de milă și de dragoste, omul care refuză binefacerea și bunătatea în persoana acestui bogat, egoist și lacom, Pilda aceasta nu pune în evidență doar diferența între săraci și bogați, care este o permanență în istoria umanității, ci ea vorbește și despre faptul că după moarte toți oamenii merg înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu califică calitatea vieții lor când au trăit pe pământ. În Israel atunci, ca în oricare altă societate umană, existau foarte mulți oameni bolnavi, săraci, și singuri, de care nimeni nu avea grijă. Și pentru că această categorie de oameni există tot timpul, cealaltă categorie de oameni, adică oameni care au mai mult sau mai puțin, au examenul de a le întinde mâna, de a-i ajuta și de a face suferința lor mai mică. În primul rând aș vrea să constatăm motivația pildei așa cum facem de obicei, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l identificăm în pildă. Este ușor să identificăm motivația pildei, motivație pe care Domnul a avut-o atunci când a rostit pilda aceasta. Spun deseori că pilda este o întâmplare imaginară și am mai auzit pe unul pe altul care se gândește chiar așa. Este ușor în seara aceasta să realizăm dacă este chiar așa. Este întâmplarea pe care o spune Domnul Isus una imaginară sau nu? Bineînțeles! este o întâmplare imaginară. Domnul își imaginează un scenariu în care îl așează pentru ca să transmită un mesaj. Acolo pune un om bogat, pune un om sărac, vorbește și despre ce se va întâmpla dincolo de viața aceasta, adică în veșnicie. Domnul își imaginează o pildă, o întâmplare, dar cu un anumit scop și să răspunde unei nevoi. Uitați care a fost motivația Domnului. Versetul 14. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Care erau lucrurile pe care le ascultau fariseii? Pil, pilda ispravnicului necredincios. Domnul, în prima parte a capitolului, spune pilda ispravnicului necredincios. Încheie pilda și scriitorul își ia privirea, ia focusul de pe Domnul Isus care vorbea și îl pune pe mulțimea de oameni care asculta. Și în mulțime identifică un grup de farisei care aveau următoare activitate. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei pilda ispravnicului necredincios și își băteau joc de Isus. De ce își băteau joc de Isus? Domnul spunea că este ideal pentru un creștin, pentru un om credincios, să folosească bunurile de pe pământ, pentru gloria lui Dumnezeu, strângând în felul acesta bunuri în veșnicie. Și ei râdeau. De ce? Iubeau banii. Spuneau ei, cum să ne dăm noi banii din mână ca să-i trimitem în veșnicie? Știți că în limba română există proverbul acesta, nu dau eu pasărea din mână pe cea de pe gard. Ei aveau pasărea în mână. Erau iubitori de bani, aveau bani, toată viața și-au cheltuit-o să achiziționeze proprietăți și bani. Și acum Domnul le spune, ar trebui banii pe care îi aveți să investiți în cer. Și ei își bat joc de el. Spun, tu nu știi ce spui. Noi o viață întreagă am muncit pentru banii ăștia. Uneori chiar am apelat la compromisuri ca să-i strângem. Și tu vrei să-i scoți din mână acum așa ușor cu o predicuță? Și își băteau joc de el. Ei, când Domnul le înțelege gândurile, când Domnul le vede atitudinea, este motivat să spună o altă pildă. Și pilda aceasta a doua vorbește despre ce se va întâmpla cu oameni ca ei, care toată viața strâng bani, trăiesc în lux, în plăceri, banul este Dumnezeul lor și îl iubesc de mama focului, dar atunci când le vine vremea să plece din cortul acesta vremelnic și să se mute în veșnicie, atunci îi așteaptă rezultatul alegerilor lor greșite. Și Domnul spune pilda bogatului nemilostiv. Adică cine era bogatul nemilostiv? Ei! Pentru că erau iubitori de bani, erau badjocoritori de mesajul divin al Evangheliei, se încredeau în bani, nu, în, nu prin credință. Domnul le spune: Folosiți-vă banii și trimiteți-i înaintea voastră în cer. Și ei îl bat jocoresc. Și atunci Domnul spune: Uite, vă dau exemplu cu un om care, ca și voi, a iubit banii. Voi încă sunteți în viață. Dar omul despre care eu vă spun e o întâmplare imaginară, acum a ajuns în, în veșnicie. Și uitați unde a ajuns, în chinuri. Și cel pe care voi îl bat jocoriți și pe care îl disprețuiți. Omul fără bani, uitați că a ajuns în sânul lui Avram și voi mă, vă mândriți cu Avram și îl numiți părintele vostru. Acesta este rostul pildei. Să aibă un mesaj către farisei aceștia îngânfați, orgolioși și lacomi, oameni care iubeau banii pentru care au muncit o viață și nu au făcut nimic pentru Dumnezeu. Acesta este rostul pildei. Motivația aceasta a avut-o do avut Domnul când a spus pilda. I-a iubit chiar dacă nu meritau să fie iubiți nici noi nu merităm dragostea Domnului. Poate nu suntem egoiști și lacomi, poate intensitatea vinovăției noastre nu e așa de mare ca și a fariseilor, nu este așa de evidentă. Poate nu ne facem vinovați de iubire de bani, dar trăim în trup, suntem oameni și noi. Și s-ar putea, s-ar prea putea și în viața noastră să existe oarece vinovăție sub o formă sau alta. Și Domnul, după dreptate, ar trebui să ne împingă unde ne este locul. Dar după dragostea care îl definește ca Dumnezeu și Tată, datorită Mântuitorului care a venit între noi să ne aducă mesajul de iertare, El mai are încă răbdare cu noi. Și observați cum vorbește Domnul la subiect. Fac o paranteză, nu se întâmplă în adunare să fie câte cineva care este ofensat pe păstori, Că a vorbit exact ce îl durea pe el și el crede că păstorul bate apropo. Vreau să vă întreb, Domnul Isus a bătut apropo aici? Credeți că s-a ocupat Domnul Isus cu lucruri așa de slabe, cu apropouri? Evident nu. Noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu când prin cuvântul de învățătură, de predică, atacă un defect din viața noastră, pentru că în felul acesta identifică slăbiciunea din noi. Și ne atrage atenția că este vremea să ne corectăm. Este un mare har să-ți atragă Dumnezeu atenția. Ce mare onoare pentru un muritor ca mine, un număr între șase miliarde, să se oprească Creatorul înconjurat de glorie, o slavă infinită și să-mi spună, hei, mai mă opresc o dată în dreptul tău. Potolește-te cu mândria. Potolește-te cu răzvrătirea și cu nebunia. Potolește-te cu lăcomia și cu egoismul. Potolește-te, potolește-te. E o mare onoare pentru mine să se oprească Dumnezeu în dreptul meu. Ce ar avea fratele Dorin de câștiga să mă corecteze pe mine când el însuși este ocupat cu corectări în propria viață, în propria familie? Însă Dumnezeu îl folosește pe el pentru mine și pe mine pentru el. Dumnezeu ne folosește pe unii pentru alții și, pentru a, și pe alții pentru unii. Dumnezeu a dat daruri în popor. Dumnezeu cu mâna spală fața, cu fața vorbește, se uită și aude, miroase. Cu piciorul merge și tot trupul se folosește un mădular pentru celelalte. Ce nebunie este să stăm în adunare și plin de răutate și de fire să spunem. A vorbit postorul împotriva noastră, a vorbit predicatorul despre noi. Observați, Dumnezeu identifică un păcat la oamenii ăștia și măcar că merita o sânda, nu mila, Dumnezeu le vorbește și spune o pildă care rămâne în Biblie special pentru grupul ăla de oameni. Ce mare, ce mare iubire și milă are Dumnezeu pentru oamenii păcătoși. Este adevărat cuvântul care spune că El a venit pentru cei bolnavi. El a venit pentru cei bolnavi. Și Pavel spune, cel din tâi, sunt eu. Pentru că am avut carte, am fost om cu minte, am avut realizări intelectuale, am fost premiant la toate nivelele academice și mi-am bătut joc de Dumnezeu și de poporul Lui. Nu merit, nu merit nimic bun, pentru că dacă e ceva în mine, e mila lui Dumnezeu, dar trecutul meu a fost un trecut murdar și dacă nu mă lumina stăpânul din ceruri, aș fi fost din ce în ce mai rău în nebunia mea frați și surori, pilda din această seară este revărsarea de iubire a Domnului ca să atragă atenția în mod concret și la subiect unei categorii de oameni care râdeau disprețuitor de Domnul, de prima sa pildă. Și Domnul mai spune o pildă, dar de data aceasta o spune cu privire la ei care iubeau banii și erau batjocoritori și credeau că nu vor muri niciodată, și Domnul spune, uite, imaginați-vă că unul ca voi a murit și uite unde ajunge. Și acolo încearcă să-și rezolve problema, e cu neputință, rezolvați-vă acum. Oameni buni, rezolvați-vă problema acum. Opriți-vă din plăcerile pe care le derulați de ani de zile. Nu vedeți că nu v-au adus nimic. Cu ce ați rămas? Voi sunt mâinile goale, banuți goale, spline de sânge. Rezolvați-vă, corectați-vă. De ce sperați să vă corectați în veșnicie? E imposibil. Acolo Dumnezeu nu mai oferă harul pocăinței. Pocăința acolo nu mai are valoare. Aici are valoare. Este ca și cum noi am merge pe lună și am avea cu noi un milion de dolari. Pe lună banii nu au nicio valoare. Pentru că există o dimensiune unde hârtiile acestea cu valoare financiară nu sunt, nu sunt relevante, acolo nu ai ce face cu banii, nu-s bănci, nu-s magazine. În lumea noastră banii, da, au valoare, dar acolo nu. Să revenim la pildă. Fariseii sunt prezentați în Biblie ca fiind iubitori de bani, mă refer la, în mod concret la versetul 14 în capitolul 16. Nu generalizez, sunt prezentați ca având o intenția de a nu-l asculta pe Domnul, de a batjocori cuvintele Domnului. O fac o paranteză, stimați frați, merita Domnul să fie batjocorit? Erau cuvintele Domnului, cuvinte de Dumnezeu, demne, vrednice de dispreț? Erau greșite cuvintele Lui? Oamenii aceștia aveau ei dreptate când s-au întors și l-au batjocorit pe Domnul Slavei? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Domnul a avut altă intenție, a vrut să-i restaureze. Erau niște oameni amărâți, dar nu se vedeau amărâți că aveau bani și li se părea că dacă au bani acum sunt grozavi. Și Domnul le vede amărăciunea din suflet, adică nemântuirea și spune, e bine că v-ați realizat financiar pe pământ, dar voi mergeți în iad. Și din dragoste le atrage atenția cu o pildă specială pentru ei, dar desigur valabilă pentru oricare al muritor. Ei sunt prezentați ca niște oameni care refuză să asculte Evanghelia. Și dacă din întâmplare o aud că între a asculta și a auzi e mare diferență. Ei nu ascultă, ei aud din în întâmplare. Și când aud bat jocoresc. Dar de a asculta nu vor să asculte. Să asculți înseamnă să faci... Da, te ascult. Să auzi înseamnă să faci altceva și fără să vrei să-ți ajungă mesajul la ureche. Ei n-au ascultat din întâmplare, fiind de acolo, au auzit. Și și-au bătut joc de Domnul și l-au disprețuit și l-au ironizat. Frați dragi, când cineva bat jocorește, pe el însuși se bat jocorește. Pentru că niciun bat jocoritor nu are dreptate când bat jocorește. Nu poți avea dreptate când bat jocorești, când minți, când furi, când ironizezi, când îți bat joc de cineva, când nedreptățești pe cineva. Nu poți avea dreptate. Degeaba spui că ai de gând să faci lucruri bune. Vă aduc aminte de Petru. Petru este unul dintre mari bărbații ai lui Dumnezeu, dar a fost om, n-a fost Dumnezeu. Și el a avut anumite slăbiciuni. El l-a iubit pe Domnul, în ciuda faptului că l-a iubit ca un muritor. Dar aduceți-vă aminte că la un moment dat îl vede pe Domnul în pericol. El nu înțelegea în interpretarea lui firească că de fapt Domnul nu e în pericol. Domnul este pe drumul misiunii sale. Pentru asta a venit pe pământ să moară, nu să trăiască veșnic. Și când îi vede pe cei care îl prind, pe aprost, pe soldați, că îl prind pe Domnul, agresiv, violent, pentru scoate sabia și vrea să rezolve problema lucrării lui Dumnezeu într-o manieră firească și agresivă. Ce îi spune Domnul? Dacă cu forța vei vrea să faci lucrarea mea, de forță vei avea parte. Dacă scoți sabia și crezând că cu sabia vei face ordine, să știi că de sabie vei muri. Sabia nu este justificată niciodată. Violența nu e justificată niciodată. Nervii nu justificați niciodată. Ei pot exista, dar sunt momente de neveghere. Sunt momente de alunecare, de slăbiciune omenească. Dar nu există justificare pentru sabie. Hristos spune, nu! Doamne, dai nevoie! După mintea ta de muritor păcătos e nevoie! N-aș putea eu să chem 12 legiuni de îngeri și să facă praf? Dar pentru aceasta am venit. Nu mă opri de la suferință. Suferința este parte din procesul misiunii mele. Nu mă tem de suferință. Suferința este normală în misiunea mea. Și puțin mai târziu spunea, să nu mă plângeți pe mine și să nu mă compătimiți pentru suferința de care am parte să vă plângeți pe voi și să vă compătimiți pe voi, pentru că de suferința de care am eu parte într-o anumită măsură și voi veți avea parte. Nu există scuză când oamenii scot sabia. Sabia nu are ce căuta în mâna unui om al lui Dumnezeu. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Indiferent de motivul pe care îl pretinde ca și fiind motivație. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu încurajează violența și nici nervi, și nici răzvrătirea, și nici cearta, și nici metodele agresive, niciodată ăsta este păcat, categoric păcat. Petru a crezut că face bine, că îl salvează pe Domnul. N-a ajuns Domnul să pretindă bodyguard pe Petru. Domnul are un număr infinit de îngeri care îl pot păzi, dar a venit special să sufere. Dar știți pentru cine a suferit? Pentru farisei ăștia și pentru mine. Și dacă nu te superi pentru dumneata, Ei ascultă predica Domnului cu superioritate, de-abia o suferă, iar când se termină, batjocoresc și disprețuiesc. Aceștia sunt oameni obraznici și fără minte, oameni fără judecată, oameni care trăiesc în întuneric, oameni care n-au duhul, oameni care sunt călăuziți de marele batjocoritor și ironizator, diavolul. Mai mult de atât, ei nu cred că au nevoie să se schimbe și nu se pot schimba. Credeți dumneavoastră că s-au pocăit după ce a spus Domnul Pilda? Nu. Dar Domnul și-a făcut datoria. Care sunt elementele pildei? Pilda e complexă. Și e complexă datorită elementelor escatologice pe care le presupune, le, le implică. Escatologic înseamnă sfârșit. Tot timpul când în Biblie citim despre vremurile sfârșitului, este puțin mai greu de înțeles despre ce este vorba. Pentru că sfârșit înseamnă un timp fără sfârșit și cum să vorbești în cuvinte limitate despre un timp nelimitat. Omul bogat simbolizează omenirea. Omenirea care are drept prioritate lucrurile de pe pământ, neglijind lucrurile de sus, lucrurile cerești. Săracul Lazar simbolizează omenirea, cealaltă categorie de oameni, care au în vedere lucrurile cerești, chiar dacă pe pământ au parte de suferință, de multă suferință. Așa cum îi spunea Anania lui Pavel, locuința morților simbolizează iadul, nu locul de așteptare. Sânul lui Avram simbolizează raiul, nu locul de așteptare. Mult timp am crezut că e vorba aici despre locul de așteptare. Și la bogat, și la sărac, că ei sunt în locurile de așteptare și va urma judecata și apoi... Nu, 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 dacă suntem atenți la felul în care Domnul prezintă întâmplarea aceasta imaginară, vom constata că e vorba de iad și rai, nu de locurile de așteptare pentru iad și rai. Între locul de așteptare și rai e diferență, sunt între locul de așteptare și iad e diferență. Totuși, lucrurile acestea au o oarecare, oarecare măsură de probabilitate sânul lui Avram este raiul lui Dumnezeu. Să nu vă imaginați dumneavoastră că are Avram așa o cămașă largă unde încap toți creștinii. Este o figură de stil care încearcă să prezinte intimitatea spirituală, apropierea, legătura duhovnicească și emoțională care va avea loc între tatăl credincioșilor și toți cei care i-au urmat pilda asemenea lui, pildă de credință. Dumneavoastră știți că în Biblie se vorbește în mai multe feluri despre rai. În Apocalipsa se vorbește despre rai, despre locul de așteptare, dar întotdeauna se vorbește despre locul acesta ca fiind în prezența lui Dumnezeu. Când am făcut studiul despre Apocalipsa, dacă vă mai aduceți aminte, zicea, sunt sub altar, iar pe altar, pe tron, stătea Dumnezeu. Vă puteți imagina unde îi duce Dumnezeu pe credincioși? Undeva sub tronul pe care stă el, în, locul, în sala tronului, unde este o intensitate maximă de slavă și unde un număr mare de, de serafimi se închină și cântă necurmat, neîncetat, sfânt, sfânt e Domnul, sfânt, sfânt e Domnul. Acolo vor fi credincioșii lui Dumnezeu. Oameni ca noi, cu atâtea remușcări în inimă și cu atâtea regrete în minte, datorită unor alunecări din trecut, oameni ca noi justificați și apărați de avocatul Iisus Hristos vom fi într-o zi acolo. Cât de intensă ar trebui să ne fie recunoștința față de Domnul. Pentru că nu ne-a lăsat să ne ducem unde meritam. Și pe cheltuiala lui ne-a schimbat direcția. A pus un macas pe calea ferată care a făcut ca trenul să se ducă într-o altă direcție decât spre iad. Să se ducă înspre sala tronului. Acolo unde stă tatăl cu copiii lui câtă mângâiere există în aceste cuvinte. În Tesalonicen, Pavel reia acest subiect și le spune celor încercați, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Cei care sunteți bătrâni și singuri și în suferință, cei care sunteți ai nimănui și plângeți când rămâneți în intimitate, mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Locul unde o să ne pună Dumnezeu nu e în bucătărie, nici undeva după ușă. În împărăția lui Dumnezeu nu există locul după ușă. Dumnezeu folosește numele lui Avram aici ca fiind reprezentantul autorității divine. Știți de ce? Meastră, știți că fariseii toți se lăudau cu Avram, 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 Avram. Aici era bine să se spună Dumnezeu i-a răspuns, nu Avram, dar pentru că ei îl cinsteau foarte mult pe Avram. Domnul intențional a pus pe Avram pe cel cu care se lăudau ei. Este ca și cum eu stau de vorbă Permiteți-mi să vă dau un exemplu foarte concret. Eu stau de vorbă cu fratele Dorin și cu fratele Marian și, de obicei, unul dintre ei nu este de acord cu mine, timp în care celălalt, de obicei, este de acord cu mine. Și eu acum încerc să îi cer părerea celui care, de obicei, e de acord cu mine, știind că și de data asta va fi. Și culmea este că, de data aceasta, el spune, ești greșit și mă corectează. Acum când el care ținea cu mine mă corectează, îmi dă de gândit. Dacă Marian mă corecta, el totdeauna mă corectează. De la el oricum, pentru el nu mai mă interesează ce spune, că mereu și mereu numai asta spune. Dar acum spune el, el de obicei ține cu mine și de data aceasta culmea. Îmi spune, îmi pare rău frate Luigi, dar ai greșit. E asta îmi dă de gândit. Pentru că el de obicei nu se comportă așa. Metoda aceasta a aplicat o domnul cu Avram. Ei credeau în Avram, tot timpul erau cu el în gură, tot timpul spuneau, tatăl nostru, Avram în sus, Avram în jos. Și acum Domnul, în pilda aceasta, în întâmplarea asta imaginară, îl pune pe Avram în situația în care să le spună, sunteți greșiți. Dacă ar fi spus, eu mă întorc în slavă și o să vă spun nu, ei spuneau, apoi tu nu știi ce spui. Dar l-a pus pe Avram, că ei știau că Avram știe ce spune. Ce înțelept e Dumnezeu când alcătuiește învățătura știe cum să o muleze, cum să o, se, cum să o, preteze, să o așeze pe, pe calapodul omului ca să se potrivească ca o mănușă. Ce bun e Domnul! El a știut cum să-mi atingă mie inima și mintea ca să-mi explice că pocăința este absolut necesară, dar și suficientă pentru mântuirea sufletului meu. Și a făcut lucrul acesta cu dumneata și cu dumneata. Cunosc o întâmplare cu un profesor de matematică din Dej. El avea un, un drept prieten, un, pastor, un teolog, noastră îl știți bine pe fratele Nelu Mureșan, el mi-a spus această întâmplare și îmi povestea că el i-a explicat, i-a spus Evanghelia acestui coleg al lui care era, era doctor în aritmetică, în matematici. Și ăsta l-a refuzat tot timpul și i-a spus, uite Nelu cum stau lucrurile, dacă Dumnezeu există și e cum tu îl prezint, suveran și așa grozav, atunci să vină în lumea matematicii din mintea mea că ăsta e singurul domeniu la care mă pricep. Și să-mi să explice Evanghelia prin intermediul cifrelor. Știți ce urmează? Știți, așa s-a întâmplat și s-a Nu știu cum i-o fi spus Domnul Evanghelia, dar Domnul i-a dat un vis, o descoperire dumnezeiască în timpul nopții. Și așa i-a spus Evanghelia, cum eu n-aș fi priceput-o, că nu-s doctor în matematică. Dar omul acesta stăpânea matematica cum stăpânește o gospodină să facă prăjitură sau supă. Și Domnul a pus Evanghelia într-o manieră aritmetică, și omul acesta imediat a înțeles-o și a priceput-o și s-a pocăit. Și acum este foarte relevant printre împătura de, de, de intelectuali. Domnul știe cum să se preteze la inima omului. El îl cunoaște pe omul mai încăpățânat, îl cunoaște pe omul mai răzvrătit, îl cunoaște pe omul mai blând. El, îl știe pe, el știe cum gândim fiecare dintre noi. El știe câte picături de medicament să pună, ce concentrație, câte miligrame trebuie să aibă ce ne spune. Domnul nu vrea să ne, să ne prăpădească. Noi toți spunem că Domnul este un foc mistuitor. E adevărat că e foc mistuitor, dar pentru cine e foc mistuitor? Pentru grozavul de Moise, care dintr-o pălitură l-a terminat pe egiptean. Și acum s-a dus în pustie și ăsta era tare, era educat, era pregătit. Nu mergea cu susurul blând la el. Dar Ilie, săracul, se duce în peșteră, era în depresie, era gata să-și pună capăt zilelor, nu mai avea răsuflare în el, dacă se ducea Domnul într-un foc mistuitor, îl prăpădea de tot, dar se duce Domnul într-un susur blând, ca la un copil, ca asta era starea sufletească la momentul acela. Când e omul încăpățânat, Dumnezeu se duce la el cu tancul. Dar când omul săracu are inima moale ca apa, Domnul se duce la el așa, binișor, 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 binișor. binișor. Și vorbește așa încet ca să nu-l prăpădească, că săracul îi stă inima într-un fir de ață. Dacă ar fi după mine sau după dumneata, hă, Dar Domnul bun, Domnul e înțelept, Domnul minunat. El știe cum să se ducă la om în funcție de cum e omul. Că Dumnezeu se face așa, 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 după cum e nevoie. Cei cinci frații bogatului care erau încă în viață, Probabil că sunt simbolul familiei rămase, dar mai cu seamă este simbolul oamenilor care rămân în urmă și așteaptă minuni supranaturale ca să se pocăiască în loc de Evanghelie. Minunea învierii morților este un supranatural pe care probabil bogatul a așteptat toată viața lui. El toată viața a băut, a mâncat, s-a distrat, a trăit în destrăbălare și a așteptat să învieze cineva. Și n-a înviat nimeni. Și dacă n-a înviat nimeni, nu s-a pocăit. Aceeași metodă a folosit-o și la frații lui spunând, Doamne, cu mine ai dat greș, dar măcar cu frații mei ține-te de cuvânt ca să nu ajungă și aici. Și Domnul le spune, tu ți-ai construit așteptări pe care eu nu le-am aprobat. Când ți-am spus eu că tu trebuie să te pocăiești dacă înviază cineva? Păi tu-ți creezi așteptări pe, socot, pe cheltuiala mea? Te apuci să scrii cecuri în speranța că eu o să le semnez, o să le acopăr? Moise și prorocii sunt scripturile Vechiului Testament. Așa erau numite de evrei. Care este explicația pildei? Observați că explicația pildei are în principiu două personaje, bogatul și săracul. Să nu cumva să credem că bogatul a ajuns în iad pentru că a fost bogat. Nici de cum, nici de cum, niciodată. Și nici să nu credem că săracul a ajuns în rai că a fost sărac. Meastră, știți că iadul va fi plin de oameni săraci și raiul va fi plin de oameni bogați. Oamenii n-ajung în iad sau în rai în funcție de numărul de bani sau de proprietăți. Ajung în iad sau în rai în funcție de pocăința lor. Și când e omul pocăit, sărac să fie ei bine, bogat să fie ei bine, dar dacă e bogat nu mai iubește bani. doar îi administrează și pentru el, și pentru Domnul, după cum îl călăuzește Duhul. Dar dacă e lacom, nu mai e pocăit. Că nu poți să fii și lacom și pocăit în același timp. Nu poți să fii și brunet și blond în același timp. Observați că omul ăsta a avut parte de succes și succesul acesta, nebunia aceasta a succesului l-a îmbătat și s-a comportat ca un om care a trăit în absența Domnului. Scripturile ne spun, era bogat, avea o vestimentație deosebită, se îmbrăca în purpură, se îmbrăca în haine foarte scumpe, în haine de firmă. Omul ăsta își atribuia valoare prin îmbrăcămintea pe care o avea. De câte ori n-ai stat pe bancă și ai fost ispitit și te-ai întrebat ce are fratele sau omul ăsta în cap care a venit așa în adunarea lui Dumnezeu? Noi venim aici să-i dăm valoare lui Dumnezeu, să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Nu să ne afișăm pe noi, ci cu ce să mă afișez eu? Că mai alalt er era gata. Cu ce să mă afișez? Ei, omul ăsta s-a afișat. Bani, haine de firmă, distracții ne spune Scriptura și lux. Lux. Biblia nu vorbește aici despre familia bogatului, nu zice nimic de soția lui, nu zice nimic de copiii lui. Nu zice nimic despre de proiectele în care a fost implicat, că avea bani, te aștepta la mulțimea banilor lui și, bun, și binefacerea să fie pe măsura posibilităților. Biblia nu zice nimic. Unde i-a fi fost familia? Da, de unde? Unde i-a fost binefacerea? Bănuțul care să-l împartă cu unul și cu altul? Da, de unde? Haine, lux, distracții, atât. Numai asta a avut în minte. Pe drept cuvânt când ajunge în eternitate Avram, cu care se tot lăuda el căi părintele lui, spune să-ți fie clar că eu nu-s părintele tău. N-am nicio legătură cu tine. Dovada e că tu ești acolo, eu sunt aici. N-avem nicio legătură. Doar că am călcat pe același praf, dar rez nimic. Și aduceți-vă aminte ce îi spune Avram. Tu ți-ai luat pe pământ. Este ceva de genul ai răpit pe pământ. Ai, ai pus mâna cu violență pe pământ și ai jumulit lucrurile astea ca să te bucuri de ele. Asta este expresia. Surpriza bogatului este că ajunge în iad. El credea că este justificat să nu ajungă în iad, că n-am via nimeni. Uite că tot în iad se duce chiar dacă n-am via nimeni. Ajunge în locuința morților, ajunge în chin. Observați ce cere el: apă milă și ajutor pentru frații lui. Vă gândiți unde ajunge omul? Vă gândiți dumneavoastră unde ajunge el care a avut atâtea posibilități în viață, cere apă, cere milă? Ăsta n-a cerut milă în viața lui și nici apă. Ce apă? Făcea un semn și curgea râuri de Coca-Cola. Zic și eu un exemplu. Și acum cere milă și cere apă. Unde ajunge omul? Care este soarta omului? Care e drumul omului? Ce, ce bine e să fie om înțelept și să se teamă de Dumnezeu, să-și mântuiască sufletul și să nu ajungă acolo unde cere milă. Prea târziu să ceară milă. Cine are nevoie de milă să o ceară astăzi? Că pe pământ omul trebuie să mântuiască, nu în cer? Pilda poate fi comentată mai pe larg, mai pe timpul nostru a expirat, îmi iau maxim un minut ca să spun câteva concluzii. Observați că Săracul se roagă pe pământ, bogatul se roagă în veșnicie. Frații mei, nu ne mai rugăm în veșnicie, că stăm cu Tatăl lângă noi. Nu ne mai trebuie nimic, nu mai avem lacrimi, nu mai avem bol, nu mai avem probleme, suntem în slavă. Suntem în slavă. Aici suntem în mijlocul necazurilor, aici trebuie să ne rugăm. Săracul s-a rugat pe pământ. E adevărat că avea și motive. Bogatul nu s-a rugat, nu i-a trebuit milă, nu i-a trebuit apă, nu i-a trebuit nimic. În cer și aduce la minte că trebuie să se pocăiască și să se roage. Frați, dragi, orice om va vrea o dată în viață să se pocăiască. Unii se pocăiesc când trebuie și unde trebuie, adică în viața asta pe pământ, aici unde poruncește Dumnezeu, unde pocăința e acceptată, e relevantă, are valoare. Alții se pocăiesc în cer, sperând că doar-doar, dar acolo nu mai are nicio valoare. În seara aceasta, scumpii mei. Vă invit să stăm înaintea Domnului și în încheiere să primim și următorul gând. Modul lui Dumnezeu de a conduce la mântuire nu-s minunile, nu este supranaturalul. Ele ajută, ele motivează, ele entuziasmează, ele, ele pun turbo la, la, la motor. Dar ceea ce conduce la credință este Sfânta Evanghelia lui Dumnezeu. De aceea vrem să citim măcar în fiecare duminică un capitol din ea, să încurajăm citirea Bibliei. Să vă spunem că Biblia este importantă. Sunt importante, toate sunt importante, dar alergarea aceasta excesivă după minuni și după supranatural, uitați-vă un pic la mine, frații mei, nu este sănătoasă. Pentru că ea dezechilibrează, omul ăsta a așteptat toată viața să întâmple o minune să pocăiască și minune era viața lui, minune era fiecare dimineață, minune era faptul că poate să vadă, poate să audă, să vorbească, să înghită, să miroasă, să se bucure de flori, să... dar el a așteptat minuni care nu s-au întâmplat. Și Domnul spune următorul lucru, au Biblia să se pocăiască, puneți Biblia în mâinile copiilor. Puneți Biblia în mâinile tinerilor. În adunarea lui Dumnezeu țineți la treaba asta să avem Biblia, totul să fie bazat pe Biblie, să se citească din Biblie, să se predice din Biblie. Puneți Biblia mereu și mereu și mereu la baza tuturor lucrurilor. Biserica aceasta va fi biserica Domnului atâta timp cât va depinde de Biblie și cât va depinde de rugăciune și cât va depinde de smerenie și de pocăință. Dincolo de asta, profe profesionalismul uman e foarte limitat. Vreau să încheiem și să stăm înaintea Domnului ca unii care am stat puțin la sfat cu Domnul. Și glasul lui bun și dulce ne-a vorbit din nou, să ne smerim și eu nu știu ce simți în inima dumitale. Suntem amândoi doi oameni, dar trăirile noastre probabil că sunt diferite. Fiecare am avut astăzi o altă experiență. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne bazăm pe Domnul. Dumnezeu ne ascultă. L-a ascultat chiar și pe ăla. E adevărat că nu i-a dat ceea ce ceru, a cerut, dar l-a auzit, l-a ascultat, a vorbit cu el. Să vă încredeți în Domnul, Domnul ne ascultă, Domnul e gata să ne ierte, Domnul ne primește pocăința dacă ne pocăim aici. Să nu întârziem, frații mei, vă rog, nu mergeți acasă fără să vă pocăiți dacă trebuie, pentru că s-ar putea să vină și dacă vine și nu ne-am pocăit, să știți că nu mai există o a doua șansă. Haideți să stăm înaintea Domnului, să ne smerim și să ne rugăm. Vă rog să ne ridicăm în picioare și împreună să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia